Neața, astăzi am o programare la medic pentru că am o presimțire că am un dezechilibru hormonal cu care m-am confruntat cel puțin o dată pe lună în ultimele 2-3 luni. Încep să mă doară sânii și să îmi crească foarte mult și să fie dureros și așa și inconfortabil. Mi-apar foarte multe coșuri, în special pe bărbie. Mi-apar afte bucale, eczeme pe mâini foarte, foarte urâte și, nu în ultimul rând, mă cam înțeapă varele, mă cam dor și sunt... Ce se întâmplă? Pentru că aș putea spune că se întâmplă, știi, ai chestiile astea, sunt normale, sunt meh, nu sunt cine știe ce, dar toate apar pe parcursul unei singure săptămâni. Adică ele vin la pachet, toate, împreună. Mi-am dat seama, este un tipar, vine așa în fiecare lună. Și nu știu, am o presimțire că nu mi se mai potrivesc anticoncepționalele, că e foarte inconfortabil să stau așa și să trec prin asta în fiecare lună, în special cu fața, unde încerc să fac progres și constant fac progres, dar apoi vine luna respectivă și mi-apar o groază de coșuri și mă lasă iar cu pete și n-am rezolvat absolut nimic. Parcă și o iau de la început, de fiecare dată și să nu mai spun că m-am săturat să primesc atâtea comentarii cu 11.000 de recomandări și 11.000 de chestii pe care lumea crede că le fac greșit, pentru că nu schimb nimic în aia o săptămână, pur și simplu se întâmplă într-o săptămână să am ceva foarte nasol și apoi să se liniștească, ca de exemplu săptămâna trecută a fost oribil, dar acum s-a mai calmat, cred că mai am un coș acum activ aici sub nas undeva, în rest sunt rămas pete și atât. Și nu, sunt absolut sătulă, de aceea în unele cazuri parcă îmi și vine să mă retrag din online în perioada asta, pentru că m-am săturat să aud atâtea comentarii și opinii și idei și chestii și recomandări și sunt, frate, lăsați-mă în pace că n-are nicio treabă, pentru că mă cunosc suficient de bine, îmi cunosc suficient de bine tenul, știu ce se întâmplă, știu ce folosesc. Da. E o chestie foarte dură. Clinica este destul de aproape. A zice că e la vreo 15 minute de mers pe jos, poate. Măcar am motiv să mă ies din casă. Nu știu dacă să-mi iau mască sau nu. Aici masca nu este obligatorie. O să-mi iau la mine totuși, în caz de orice. Ok, m-am întors de la clinică, i-am spus toate ofurile pe care le aveam și au fost foarte drăguțe cu mine acolo, n-am avut nicio problemă. M-au ascultat, le-am spus toate cele, tot ce mă doare. Clinica asta are review-uri destul de proaste. Aș putea să fac acest clip, să-l adaug în seria mea cu locațiile cu cele mai proaste review-uri. Clinica asta are 2 stele pe Google și dacă vă citesc review-urile, pot să vă citesc review-urile. Și ca să ne înțelegem, aceasta nu a fost alegerea mea, nu ți alege aici clinica, poți să o schimbi, dar atunci când îți faci asigurare și primești un card galben, aia e. Acolo te duci. Dacă vrei să-l schimbi, este o altă problemă, altă procedură. Dar când am văzut că are 2,2 stele pe Google, m-am panicat puțin și m-am dus astăzi dimineața destul de... Nu mă așteptam să mă ia foarte în serios. Serviciu foarte slab, deja la recepție... apropo, e tradus cu Google, nu vorbesc daneză, habar n-am. Serviciu foarte slab... La recepție sunt oamenii întâmpinați cu atitudine snobă și cu înfățișare acră din partea secretarei. Te cheamă, nu se zâmbește, nu salută. Pare că toată lumea își urăște munca. Alte, tot așa, servicii slabe, personal rău și excesiv de snob. Wow, urăsc în mod direct acest loc și toți medicii și de aceea eu și familia mea schimbăm acum doctori. Ic! În principal, oameni nepoliticoși, serviciu cumplit. Atitudine nașpa, dar la mine a fost foarte ok și a fost foarte drăguțe și mi-au zâmbit și am făcut și cunoștință, adică a fost o relație super profi, dar prietenoasă, dar nu, m-au ajutat, chiar n-am nicio problemă. Pe lângă asta, haideți să vă spun. Ca să ne înțelegem, eu nu am mai fost la medic în altă parte, în afară de Românica. Am intrat, am vorbit. Mi-a dat o cremă pentru eczeme, pentru mâini și de asemenea și o cremă pentru coșuri.
Mi le-am notat pe o hârtiuță ca să le știu pentru că nu le-aș fi reținut. Și m-am dus cu cutia mea de anticoncepționale la ea ca să vadă doza și așa mai departe. Și s-a uitat, mă rog, și mi-a spus că îmi dă o doză mai mică. Și era, bun, dacă mai ai întrebări, haide să facem și o programare pentru, nu știu, pentru iulie, ca să vedem cum funcționează totul. Dacă ai probleme, poți să suni și să programezi mai devreme, așa mai departe. În fine, eram eu, ok, da, da, da. Și eu tot așteptam să-mi dea rețeta pentru anticoncepționale. Puteam să mă duc așa la farmacie și să fiu, hei, vreau și eu niște anticoncepționale, și pe care nu-mi dăduse numele. Eram foarte confuză și eram, unde sunt anticoncepționale în toată povestea asta? Trebuie hârtie la mână. Eu nu înțelegeam ce spune ea, ea nu înțelegea ce vreau eu să spun și eram, stați. Și ea mi-explica cum e la noi. Am zis, când te duci la noi la medic, îți dă o hârtiuță și e semnată și bla bla bla. Și era, aici e electronic. Și eram, pentru șaica aia era absolut normal ca eu să știu că e electronic. Pentru mine nu era normal să știu că e electronic. Deși nu știu de ce nu m-am gândit la asta. Dar eram foarte confuză și probabil nu m-am gândit în prima fază că, hei, sunt într-o altă țară, au un alt sistem medical, e diferit. Ar trebui să mă obișnuiesc cu asta. Și eu tot așteptam să-mi dea prescripție pentru anticoncepționare. Ai de capul meu. Și asta a fost, n-a durat extrem de mult, m-am dus acolo, știam exact ce am, ce probleme, am început să înșir și a presupus că ar fi același. Mai târziu o să mă duc, cred că, în oraș și o să, oricum aveam chef să ies, sinceră să fiu, eram sătulă de stat în casă, stat în zona asta, vreau să mă duc în centru, s-au deschis magazine, restaurante, mall-uri, baruri, pub-uri, ce s-a mai deschis și o să ies să-mi iau și ce mi-a prescris. Așa că, da, dar mai întâi vreau să mănânc, Doamne, mi-e atât de foame, n-am mâncat deloc. Mi-am făcut un duș și mă simt mai bine, mă simt om. Și mi-am făcut și un peeling enzimatic. Am unul de la Pixi și foarte calmea. Oh, lasă fața super moale. Ar trebui să încep să mă mișc, sunt mai lentă. Nu știu dacă și voi aveți aceeași problemă, dar acum când trebuie să te pregătești, parcă îți ia mult mai mult decât înainte. Ți-ai pierdut antrenamentul, mai poți să te pregătești super rapid și așa, mi-am că mă pregăteam pentru universitate. Era altă viață. Și la 6 dimineața era, mamă, turbo, dar acum sunt foarte lentă. Ok, am plecat cam pe fugă și n-am apucat să vă mai zic nimic. Am fost în centru. Doamne, atâția oameni! Foarte mulți oameni. Am fost și mi-am luat de la farmacie ce mi-a dat de la clinică. Cutia asta de anticoncepționale vine cu 3 folii, cu 21 de pastile. Asta înseamnă 3 luni de anticoncepționale, ceea ce mi se pare genial. Și au fost 36 de coroane. O să vă las aici echivalentul în lei. Dar 36 de coroane pentru 3 luni de anticoncepționale e un preț extrem de bun. Și mi-a dat și o cremă pentru coșuri și una pentru eczema de pe mâini. Mi-a mai luat niște dischete de machiante din aceste reutilizabile pentru că mai aveam un set și pentru că nu știam cum să am grijă de ele cum trebuie. S-au potat și s-a făcut foarte urât. Acestea sunt și mai mari, așa, și sunt foarte moi, mult mai bune decât cele pe care le luasem eu înainte. Acelea erau destul de aspre. Și mi-am luat o periuță de dinți din bambus pentru că o am pe a mea de mai mult decât ar trebui cineva să țină o periuță de dinți. Și mi-am luat și o mască pentru față, poate într-o zi o să am timp de puțin pampering. Ca fapt divers, mi-am luat un șampon uscat nou și absolut oribil. Nu-și face treaba deloc. Și mi-a venit și un pachet, cum am dat, de pe un site de aici, din Danemarca, niște benzi de albire a dinților. Știu, am auzit chestii pro și contra despre benzile de albire. Multe persoane nu recomandă, specialiștii de obicei nu le recomandă. Eu le folosesc și m-am înțeles foarte bine cu ele. Le-am folosit pe cele de la Crest, dar de data asta am vrut să încerc ceva vegan și le-am luat pe acestea. Se numesc My Smile Teeth Whitening Strips. Am fost mult mai ieftine decât cele de la Crest. Și sunt tare curioasă să văd dacă funcționează. Cele de la Crest sunt geniale. Dacă îți faci odată un tratament, 2-3 ani nu mai ai nevoie. Îmi amintesc prima dată când am făcut tratamentul, l-am făcut, nu știu, cred că 14 zile trebuia făcut.
Și l-am făcut atunci 14 zile, iar apoi 2-3 ani nu am mai făcut nimic. Chiar n-am mai fost nevoie și dinții mei erau în continuare foarte albi. Așa că nu știu ce să vă spun despre acestea, dar cele de la Crest chiar funcționează. A fost o zi destul de lungă, dar a fost o zi superbă, o groază de oameni, v-am spus. Nu am mai văzut atâția oameni la un loc de foarte mult timp. E destul de ciudat și pare că lucrurile sunt cum erau înainte. Pare că nici măcar nu s-a întâmplat. Știu că oamenii sunt destul de precauți, lumea se dezinfectează, păstrează cât de cât distanța, aș spune, deși nu prea. Cazurile aici sunt în continuă scădere de vreo 2 luni încoace, așa că treptat se deschid cele mai multe locații. Pe 18 au deschis restaurante, mall-uri, magazine, cafenele, pub-uri, tot. Și de pe 8 iunie se preconizează că o să deschidă absolut totul. Tot. Nu sunt sigură dacă totuși deschid granițele. Probabil o să faciliteze călătoriile în interiorul țării, ceea ce o să fie foarte mișto dacă o să am chef să călătoresc, dar în afară o să fie destul de dificil. O să vedem când o să mai ajung și eu acasă. Dar mai vedem cum evoluează lucrurile și aici, și în România, pentru că în România mi se par ceva mai stricte regulile, dar e diferit când cetățenii au încredere în conducerea lor, în autorități, și altceva este când nu au. Și aici am 2 exemple clare, România și Danemarca. Și da, mă duc să mă schimb, mă duc să mă demachez, să strâng puțin pentru că am plecat valvârtej și apoi probabil o să mă apuc să mai scriu la proiect, dar să mă liniștesc și puțin pentru că am mers extrem de mult, mă rup picioarele. Aseară mi-a fost atât de somn încât m-am băgat în pat pe la 9 și ceva și am zis că nu adorm încă. Mi s-a rupt filmul. Și am adormit. Și m-am trezit astăzi pe la 7 și puțin. Cred că ar fi cazul să-mi încep ziua. Nu știu dacă sunt singura care se simte așa, dar deși am dormit extrem de multe ore, tot obosită mă simt, dar trebuie să mă trezesc și eu. Mi-am pus un bol cu cereale și mi-am pus lapte de soia și niște semințe de chia. Mănânc acum ceva cât să mă trezesc și o să mănânc la prânz ceva mai consistent. Și să sperăm că îmi revin și să mă apuc să fiu productivă, pentru că am o groază de chestii de făcut și nu știu, cred că este și rutina asta pe care am tot avut-o în ultimele luni, cu stat acasă, ieși până la magazin, poate la alergat. O să mănânc și vă mai țin la curent după. Mi-am tăiat șoferie de pepene. Am făcut ceva de mâncare, am făcut un mic burger vegetarian cu cartofi, chips, așa, și niște sos de usturoi. Și pe cameră pare ceva mai mare decât în realitate, nu e chiar atât de mare. Am mai lucrat, dar nu mă mai suport, nu știu, simt nevoia să fac un duș și mi-am schimbat și cerceaful și lejerea de pat. Să mă duc acum să fac un duș, mănâncă fața groaznic de la crema aia și așa mi se întâmplă de obicei. Și probabil nu o să mai stau la birou, mă rupe spatele, îngrozitor m-am săturat să stau la birou. Și o să mă mut în pat, cred că o să-mi calc regula, știți că v-am zis că eu nu prea amestec activitățile. Fiecare activitate are locul ei, dar nu m-am săturat să stau la birou. Și am un target pe care vreau să-l ating în seara asta. Așa că nu mă culp până nu o să termin ce mi-am propus. Ca fapt divers mi-am luat plasturi ăștia pentru coșuri, foarte populare și sunt foarte buni și merită reputația. Și eu, pentru că nu am comandat mai mult, sunt doar câțiva plasturi pe o folie, am început să-i tai și să nu folosesc un plastur întreg dacă am un coș mai micuț sau așa. Tai la jumătate și îl pun exact unde este. Știu, aș fi trebuit să comand mai multe de astea, dar sunt foarte greu de găsit și aici în Danemarca am găsit să le comand undeva online și nu știam dacă sunt bune sau nu, dacă funcționează și pentru mine, dar funcționează. Și mi-am pus acum, pentru că crema pe care am primit-o de la dermatolog mă cam mănâncă și ideal să o pun înainte să mă la culcare, dar acum mai vreau să lucrez și mi-am făcut toată rutina și chestii, așa că o să le las până mâine dimineață, mâine pe zi, nu o să le scot. Le-am purtat și le-am folosit zilele trecute și chiar s-a văzut diferența și mai ales unde am coșurile astea sub piele, le ajută și să mai retrag, nu știu ce ingrediente au plasturi ăștia, dar sunt foarte mișto. M-am echipat complet în pijamale, inclusiv ciorapi groși. Am
Încă o zi în care ne-a prins dimineața. Și un alt răsărit. Încropit ceva pentru micul dejun, niște suc de portocale acolo. Am avut două felii de pâine prăjită cu avocado, numai că pe una am mâncat-o foarte repede, am și uitat să filmez, mi-era super foame. Niște roșii, niște castraveți și un ou ochi. Și o binecuvântare a dereglărilor mele hormonale sunt, după cum v-am spus, aftele bucale. Și, e bine, mi-a ieșit una pe buză, ceea ce e extrem de dureros. E extrem de dureros, nu cred că am avut-o niciodată aici și acum mi se pare că e mai mare, mi se pare că am avut-o odată. Și parcă nu era atât de mare, acum parcă e și mai mare și dubios și cătare. Super inconfortabil și mă enervează foarte tare, sper să treacă cât mai repede. Așa că mănânc lent și mănânc foarte mult pe partea asta. Chiar mă deranjează super tare. Ok, am mâncat și ceva dulce, acum o să mă pregătesc, o să mă machez. Wow! Și o să filmez un videoclip. Ok, asta se întâmplă vis-a-vis de mine. Niște gagici care se plimbă cu un cărucior de cumpărături. Se chiar genial, jur. Am filmat și videoclipul și niște TikTok-uri. Un trepied aici, un trepied acolo. Eu în continuare în pantalon de pijama, dar măcar mi-am schimbat topul. Și ca fapt divers am văzut că lumea filmează foarte multe TikTok-uri și poartă exact același lucru, filmează mai multe în același cadru, chestii, n-au nicio problemă. Pe mine chestia asta mă deranjează foarte tare, cred că este defect profesional de la YouTube, dar nu-mi place să văd nici că filmez două videoclipuri și am aceeași bluză două videoclipuri la rând, mă deranjează foarte tare. Nu pot să fac asta, de aceea de obicei încerc să-mi schimb părul. Sau să-mi schimb bluza, sau ambele, așa că, da, nu o să mă vedeți probabil niciodată purtând aceeași bluză două TikTok-uri la rând. Nu o să se întâmple asta. Am făcut niște sote de ciuperci cu niște ceapă și spanac și apoi am pus niște nuggets ca să completez masa de seară. Lângă seara asta am zis că o să mă spăl pe cap. Am zis să am și o mică sesiune așa de pampering. Și o să încep prin a masa scalpul cu puțin ulei de ricin. Am găsit zile trecute la un plafar. Și asta pentru că în special unde a fost decolorat a început să fie destul de uscat. Da, după cum vedeți, mi-am colorat iar șuvițele într-o nuanță apropiată de culoarea mea naturală. Nu rezonam eu foarte bine cu acele șuvițe, parcă nu mă reprezentau, nu sunt... Nu, nu erau genul meu. Și am zis că o dată pe săptămână să aplic ulei de ricin, să masez scalpul și să aplic și la vârfuri. Nu poate face rău o dată pe săptămână și încerc să nu mă spăl foarte des pe cap. E destul de mult să se acomodeze cu ideea de a nu-l spăla foarte des. Să las masca să acționeze vreo oră și între timp o să mai lucrez la proiect. Ok, cred că este timpul să închid laptopul sau, mă rog, nu neapărat să-l închid pentru că o să mai am treabă, dar o să închid toate documentele pentru proiect. Am terminat pe seara asta. Uneori mi-este foarte greu să îmi folosesc mintea. Pur și simplu, parcă nu vrea să coopereze cu mine, parcă nu am chef, nu mă simt motivată. Cu toții trecem prin asta, este super ok.
Și ce fac eu ca să mă motivez oarecum? Este să mă uit la... n-o să aibă niciun sens. Mă uit la documentare despre crime, cu detectivi, cu chestii de genul ăsta. În principal îmi plac cele bazate pe fapte reale, dar ăsta e doar un detaliu. O să vă întrebați, Irina, dar de ce? Ei bine, îmi place mie foarte mult cum se desfășoară lucrurile acolo. Ca de exemplu, astăzi, în timp ce am luat o pauză, am mâncat, am început să mă uit la Unbelievable, este un mic serial pe Netflix și arată cum funcționează mintea detectivilor, cum se chinuie să rezolve niște cazuri cu o serie de violuri ce au loc și, în fine, e foarte interesant. Mă simt foarte motivată atunci când văd cum lucrează detectivii, cum sapă după informații, cum caută la fața locului, cum interoghează și așa mai departe. Nu știu dacă are legătură cu background-ul meu academic, cumva, pentru că, dacă nu știți, eu studiile de licență le-am făcut în jurnalism și să zic că nu m-a atras foarte mult partea de televiziune, radio, în schimb m-a atras foarte mult partea de presă scrisă, dar în special pe jurnalism de investigație. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și mi se pare super interesant și de obicei îmi place să sap după informații. Funcționează evident mai bine pe subiectele de care sunt pasionată și atunci când vreau să știu ceva și vreau să știu mai mult pe subiectul ăla, sunt în stare să scotocesc. Cât subiectul e mai meh, nu îmi dau foarte mult interesul. Și așa îmi găsesc eu motivația, long story short, pentru că uneori mă întrebați cum de am atâta motivație. Ei bine, nu am, dar o găsesc undeva, apare de undeva. Trebuie să îmi încetinesc puțin mintea pentru că iar nu o să pot să dorm. Așa că o să mergem la baie și o să-mi încep momentele de pampering. Ce am început să fac chiar cu părul este să fac rice water, adică este pur și simplu apa fermentată de la orez, pur și simplu pui orez și apă, lași să fermenteze minim 24 de ore și folosești apa pentru a-ți clăti părul. Eu folosesc doar un sfert din apa ce a stat în orez și o diluez apoi cu apă. Obișnuiam să fac asta și acum ceva timp, când aveam părul mai lung și funcționa foarte, foarte bine. Părul era și mult mai puternic și mult mai strălucitor, mi-a plăcut foarte mult. Mă șamponez de două ori după ce îmi fac o mască cu ulei și apoi mă clătesc cu apa asta. Nu am foarte mult păr, așa că recipientul ăsta este absolut suficient, îl umplu cu apă și atât. Și dacă nu, urmează un comentariu de genul: Irina, ar trebui să te focusezi să-ți faci părul mai des. E bine, fun fact, nu poți să-ți faci părul mai des. Atât părul rar, cât și părul des sunt genetici. Asta mi-a oferit mama natură, cu asta lucrez. End of the story. Nu fac asta de fiecare dată când mă spăl pe cap, fac o singură dată pe săptămână și atât masca, cât și plătirea cu rice water. Și înainte să mă apuc să fac duș și să fac peste tot numai abur, o să vă arăt ce intenționez să mai folosesc în această seară pentru sesiunea mea de pampering. Am zis că o să încerc în seara asta și benzile de albire. Apoi o să aplic această mască pe care am luat-o zilele trecute, dar înainte de asta o să folosesc mica mea jucărioară. Și nu știu dacă ați mai văzut-o până acum. După ce ies din duș, porii mei sunt deschiși de la apa fierbinte, de la aburi și atunci încep. Îmi curăță impuritățile, îmi scoate punctele negre. E genială chestia asta. E cea mai bună investiție pe care am făcut-o. Nu știu cât de safe este să o folosească cineva care nu este în domeniu, dar pentru mine a funcționat foarte bine, mai ales că aici să îți faci un tratament facial e foarte scump. Și eu am nevoie destul de des să-mi curăț porii, pentru că am porii destul de largi, pentru că nu pot să-ți micșorez porii, pentru că, din nou, e genetic, și aveam nevoie de ceva mai ok. Și, sincer, să fiu măsătoroasă de plasturii pentru puncte negre, nu știu ce cine știe ce treaba, tot cu degetul ajungeam să-mi scot punctele negre și să-mi scot tot ce aveam în pori. Nu cea mai bună alegere. Aceasta este ceva mai igienică, este ceva mai safe. O dezinfectez mereu și înainte și după ce o folosesc. Și o folosesc, zic, o dată la 2 săptămâni, poate 3 săptămâni, cam așa. Încerc să nu o folosesc foarte des.
Acum o să intru la duș. Ce mai folosesc uneori înainte să intru în duș este această perie. Am un videoclip în care vă povestesc despre ea, o să vi-l las în descriere. E foarte, foarte faină, lasă pielea super fină, reduce celulita, chipurile și în per total lasă pielea foarte frumoasă. Și asta am scos de pe față, asta, și asta. De față mea e foarte roșie acum. De-aia măcar se simte mai curățică. Am aplicat un tonic cu BHA și îl las puțin să acționeze, după care o să aplic masca mai târziu puțin. Mică gustărică? Ok, mi-am aplicat masca, mi-am pus plasturii și acum o să mă apuc să editez. Este deja 12 ceasul, dar asta este. Și cred că aici o să închei vlogul pentru că deja e răspirat pe mai multe zile, nu prea știu ce materiale am. Mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut și ne revedem curând. Ok, cred că o să și bălesc, mă las, pa!